v-am găsit, dragilor. Iată că sărbătoarea Halloween este aproape. M-am gândit să sculptăm împreună niște dovlecei. Și nu metodele obișnuite, clasice, cu acele fete înspăimântătoare, ci niște modele mai deosebite. Bun, haideți să vedem cum se face. În primul rând avem nevoie de dovlecei și mai avem nevoie de șablon sau un anumit model pe care vreți să-l desenați pe dovlecei, de un marker cu care să desenăm modelul, de un cuțit bine ascuțit cu care putem tăia sau veți vedea că unul din dovlecei eu l-am tăiat cu decupatorul de prăjituri. Dar să revenim, mai întâi vom tăia căpăcelul dovleceilor, vom curăța dovlecelul de acel miez împreună cu sâmbur și ne vom ocupa de scurtare. Pe unul din dovlecei eu am desenat o frunză de toamnă, iar pe celălalt îl vom decupa cu formele, cu caterele, cu decupatoarele pentru biscuiți. Am optat pentru model stea. Este destul de greu să decupezi un dovlecei cu aceste decupatoare, așa că m-am ajutat de ciocanul pentru șnițele. Și simplu am bătut fiecare formă cu ciocanul în interior și am scobit steluțele. Vă recomand să aveți un set dublu de decupatoare pentru că nu s-au deformat decupatoarele, așa că trebuie să-mi cumpăr altele. Însă nu-mi pare rău pentru că rezultatul este pe măsură. Sunt foarte, foarte încântată de ce a ieșit
Nu am avut eu răbdare necesară pentru a decupa absolut tot dovleacul cu steluțe, dar dacă aveți răbdare și decupatoare suficiente, puteți decupa de jur împrejur modelul de steluțe. Acestea fiind spuse, lăsați-vă imaginația liberă, dați-vă frâu liber imaginații și veți vedea că vor ieși niște modele absolut deosebite. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine, vă doresc o petrecere de Halloween frumoasă și mai puțin despre mântuare și vă invit în continuare pe canalul nostru pentru a urmări cele mai noi rețete. Nu uitați să vă abonați, să le spuneți și prietenilor, cunoscuților să se aboneze și până data viitoare vă doresc spor la Spulcast. Pe curând!